Ce ați făcut? În casă, imediat. La culcare tot, și luare și miela, hai miela. Am plecat. Miriam, salut. Poți să stai cu miela, jumătate de oră. Trebuie să mă pregătesc pentru Paște. Dar ce pregătești, gustoșel? Fac tort cu căpșuni. Ție îți voi da cea mai mare felie. Miela. Ține și el astice, să-i prins părul. Plânge. Ești felielea. E, nu e așa greu cu un copilaș? Da! Am o mare rugăminte! Altfel și el ne sunt moartea, te rog! Ai grijă de lor, trebuie să iau o comandă! Am dat comandă de pozonaj gustos, trebuie repede, repede să mă duc să iau! Dar nu știu cum mă voi descurca eu cu doi copii mici! Jumătate de oră va rezista! Gata. Bine, Cristina, bună provocare! Hai, Miela! Iar eu sunt mătușa lor. Și voi rămâne cu toți patru. Albert, Ernest, fiți cu minți. Eu stau cu Miela și cu Loris. Albert, hai de stradă să ne tragem. Hai, Miriam, nu mă știi. S-au pornit în stradă. Miela, hai după Albert și Ernest. Mai băieți, mai. Albert, ce e asta? Eu trebuie să imediat în curte, sunt mașini, e periculos. Bine, plecăm la teren. Mi se părea că cu cei mici va fi greu, dar aceștia mari. Aruncăm Albert și mingea. Măi băieți, măi. Asta e. Iar nici cu tine, am bebeluș în brață, e sora ta. Dar unde e Miela Mia? Miela! Să te lovească aici. Ia să vedem cum se aprinde acest motoraș. Albert nu se aprinde, dar se pornește. Vem acest motorin. Hai, dați-mă mai jos. O să răsturnați gardul. Albert, tu ești mai mare. Ce ea nu fă, ce ea nu fă. Mă scurăși, mă rog acasă. Felicitări! Din cauza ta, prietenul meu a plecat acasă. Nu-i nimic. Este și mai bine, voi sta doar cu voi. Albert, adu căruciorul, eu trebuie să mă astur. Nu vreau. Ieri, adu tu. Nu vreau. Oh, mă duc singură. Poftim, poftim. Chiar mă gândeam că nu o să mă ajuți. Ernest. Hai să ne jucăm la teren. Hai să prindem cu cot. Ei, Ernest, eu nu vreau. O să ne sciupească. Ernest, ce am o idee! Hai să-l ascundem de Miriam! Eu mă ascund aici, dar nu-i spui lui Miriam! Bine! Ernest, dă mâna! Hai! Albert! Hai! E cam prea mare liniște. Nu, ei la teren joacă fotbal, fă gălăgii. Mă duc eu să verific. Miola, unde sunt băieții? Unde sunt? Albert, unde? Wow, plânge Loris. Miola, știi unde este Albert? Unde e el? Albert. Am uitat șlapii. Da! Albert, Ernest, nu glumi! Albert! Albert! De ce șlapi sunt aici? Nu e nimeni. Ce, Miriam, bună scuză că n-am găsit! Da, frigider! Hai! Dacă nu uita șlapii, nu ne găseam! Asta nu-i glumă, Albert, eu m-am speriat. De ce te-ai speriat? Interesant. Prinde gogoși sau nu prindem? Prindem. Am mă zis așteaptă.
Vă duceți imediat și cereți scuze de la Miriam. Și tu, și tu, repede.